Nu este obligatorie, este recomandată de codul rutier. E recomandată. Eu o port, dar vă zic sigur că este recomandare. Avem extrase din lege inclusiv de când s-a schimbat nou cod rutier. Putem verifica împreună dacă doriți. Nu am la îndemână, dar bănesc că aveți și dumneavoastră un exemplar după codul rutier. Și spune foarte clar că această cască este recomandată. Inclusiv avem de la poliția rutieră comunicat în acest sens. Deci chiar și pe pagina oficială a Poliției Române, dacă vă uitați, există un comunicat chiar de curând dat, pe Facebook, în care este scris clar că casca e recomandată, nu obligatorie. Da? Da. Haideți să ne uităm. Da, nicio problemă, vă așteptăm aici. Buca celor de la... Pot să fac o poză la chestia asta? Ai telefonul la îndemână? Nu de alta, dar noi avem discuții foarte aprinse pe grupurile de bicicliști și noi, recomand purtarea căștii. Dar inclusiv de la poliție avem aceste recomandări. Și inclusiv asoci... Da. Nu, dar am spus chiar... E opțională. Am înțeles. Noi chiar suntem un grup care încercăm să respectăm toate regulile de circulație. Aveți mai multe... Dar tocmai da, vreau să le pun pe toate pentru că o să le postez și pe grup ca să nu mai existe astfel de confuzii. Am lumini aici pe spate dacă vă uitați. Nici o amendă, după aia de frică purtați casca și Doamne ferește, a treia oară vă loviți de ceva și... Aia v-a zis, gândiți-vă la viața dumneavoastră. Noi ne gândim, chiar suntem implicați în chestii de genul ăsta. No, acum vă dați seama, noi acum văzăm că e obligatorie. Eu unul personal așa știu că e recomandată, nu obligatorie. O să prezint chestia asta în... și să vedem să fie dezbătut, adică probabil o să se ceară și la... Da, avem site-uri mai multe. Probabil o să fie cerute și, cum să zic, lămuriri la Poliția Capitalei. În general, noi chiar comunicăm grup. Da. Noi acum chiar... Da, nu știu. Observați, eu port casca, portul, am lumini la bicicletă, am în ghiozdan inclusiv elemente. Pentru că știați că nu ați încercat, că nu. Da, mă simt eu mai bine cu ea, pe cap. Ce? Noi suntem obligați de lege să circulăm pe carosabil. Cu excepția cazului că nu există piste de biciclete. Nu există, dar avem lateral o potecă sau un trotuar, în afara Bucureștiului suntem obligați să mergem pe acostament. Acolo unde există și permite traficul acest lucru. Știți că vă este interzis cu dumneavoastră ați venit pe partea carosabilă? De ce? Nu, nu aveți pensiile speciale amenajate. Nu rămâneți în trafic. Păi când am bandă de bicicletă, sunt obligat să merg pe carosabil. Da. Eu știu că legea spune că suntem participanți la trafic și ne încadrăm pe zona carosabilă, cu excepția cazului în care există. O să căutăm. I-am făcut eu poză, o să-l pun pe site. Ok, noi putem merge acum, noi ne întâlnim cu un grup de bicicliști și avem o oră de întâlnire. Le spunem la toți, vă dați seama. Păi bănuiesc că are acasă, adică... Păi o să o poarte de acum încolo, mai ales că acum știe că e obligatorie. Noi știam că era la nivel de recomandare. Iar de mâine amenda vine de 6 milioane.